Te-ai gândit vreun moment, băi, dacă totuși nu mă duceam, cariera mea nu o lua spre fotbal, ce aș fi putut să fac? Ce ai fi vrut să faci, de fapt? Având totuși înclinația asta și ușurința de a învăța lucruri și de a deprinde lucruri în școală. Ei, nu știu, atunci, la momentul respectiv, îmi plăcea foarte mult să și cânt, sincer. Și acum mai cântam. Da? Când ne vedeam cu prietenii din când în când, așa. Poate că, nu știu, muzicant sau cine știe ce mi-o oferea viața. Ai spus muzicant, interesant. N-ai spus cântăreț, ai spus muzicant. Cântăreț. Ok. Știu că ai și scos un CD pentru tine, nu? E un CD ce? Muzică populară sau ce? Că au povestit băieții de la Kiev, cu care ai fost la Kiev, că le cântai și că ai voce bună. Golani. Da. Golani. Da. Am făcut melodii pentru mine, eu compuneam și linia melodică și cuvintele. Este un CD pe care l-am făcut doar pentru mine. Ok. Niște melodii superbe, trăirile și dar tot ce stil muzical? Ce stil muzical e? Da, cânt orice gen de muzică, sincer. Dar pe CD, ce e? Pe CD, care sunt mai multe piese? Muzică populară sau muzică ușoară? Nu, populară, două, trei manele, câteva bluzuri.